18 tineri liceeni au devenit ambasadori ai prevenirii bullying-ului și cyberbullying-ului în școlile sucevene, în urma participării la atelierele de formare organizate în cadrul proiectului Fără Bullying Se Poate, ateliere organizate în perioada 16-17 august la Centrul de Tineret al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Suceava. Psihologi, polițiști, voluntari, profesori și sociologi au format o echipă multidisciplinară și interinstituțională de intervenție formativă a tinerilor liceeni în prevenirea, gestionarea și combaterea bullying-ului și a cyberbullying-ului, prin definirea comportamentelor de bullying, a cauzelor și consecințelor acestora, prin mecanisme normative și legislative de intervenție preventivă. Proiectul Fără Bullying Se Poate este finanțat de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Suceava și beneficiază de sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava prin compartimentul de analiză și prevenire a criminalității, a Colegiului Național Petru Rareș Suceava și a unui club de educație juridică, sub coordonarea profesoarei Laura Salciuc. Bullying-ul are fețe ascunse și se manifestă sub numeroase forme de comportament menite să provoace suferința. Adolescenții implicați în cazurile de bullying sunt mai predispuși la absenteism și abandon școlar, rezultate școlare scăzute, au simptome ale depresiei și anxietate, au un nivel redus de încredere și stimă de sine, iar în unele cazuri își pierd interesul pentru orice activități. Începutul anului școlar 2021-2022 va marca debutul activităților de prevenire a bullying-ului și cyberbullying-ului în școli desfășurate în cadrul proiectului Fără Bullying Se Poate și susținute de echipe mixte de specialiști și elevi formatori.